Britanicii mai au la dispoziție 3 zile pentru a-și lua rămas bun de la regină. În tot acest timp au loc pregătiri intense pentru funeraliile naționale de luni. Marea Britanie nu a mai avut un astfel de eveniment de la moartea lui Winston Churchill. La eveniment sunt așteptați toți șefii de stat din Occident și reprezentanții familiei regale. Pe lista invitaților nu se află însă dictatori precum Vladimir Putin sau Kim Jong-un. Ana Micu ne aduce toate detaliile despre evenimentul spre care sunt ațintiți acum toți ochii planetei. Bun găsit, Ana, te urmărim! Bun găsit! În câteva zile, mai precis luni, va avea loc înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, eveniment în cadrul căruia sunt așteptați să participe mai bine de 500 de șefi și demnitari de stat, dar și membrii ai caselor regale europene. În ceea ce privește regulile de organizare, acestora li s-a transmis că sunt așteptați să sosească în majoritatea cazurilor cu zboruri comerciale și totodată au fost informație că vor fi preluați cu ajutorul mai multor autobuze. Totodată, în ceea ce privește participarea la acest eveniment, pe de o parte, vor fi membrii ai mai multor case regale europene, mulți dintre aceștia având chiar legături de sânge cu regina. Printre casele regale care au confirmat prezența se numără Spania, Norvegia, dar și Belgia sau Suedia. Iar în ceea ce privește de șefii și respectiv demnitarii de stat, Casa Albă, spre exemplu, a făcut anunțul conform căruia președintele Joe Biden va fi prezent la eveniment alături de prima doamnă, dar și primul ministru al Australiei sau Noii Zeelande sunt câteva dintre oficialitățile care vor participa la acest eveniment. Printre țările care nu au primit o invitație pentru a participa la înmormântarea reginei se numără Rusia, Venezuela, Afganistan, dar și Belarus.